Iubiți frați și surori, îl binecuvântăm pe Dumnezeu din toate inimile noastre, cred că în seara aceasta cu toții, în această zi specială din programul sărbătorilor creștine, lumea întreagă sărbătorește ceea ce Domnul Isus a instituit pe pământul acesta, acest act special, al cinei Domnului. Săptămâna cuprinsă între intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și învierea Domnului Isus Hristos este săptămâna cea mai specială din activitatea pământeană a Domnului Iisus. Este săptămâna cea mai aglomerată în evenimente. Este săptămâna în care Domnul și Mântuitorul nostru, a început să sufere din plin povoara și durerea și păcatul întregii lumi care urma să-L ia asupra Lui atunci când urca pe cruce la calvar, atunci când de bună voie și-a întins mâinile, atunci când de bună voie a ascultat de cei cei ordonau lucrul acesta să ia crucea în spate și să o ducă până la Golgota, atunci când a căzut chiar sub cruce, Domnul Isus s-a ridicat și a mers cu ea mai departe. A mers cu ea până la capăt. Săptămâna aceasta, frații mei, din prezentările scripturii, din prezentările evangeliștilor, sunt ca niște fotografii celebre care au rămas în memoria creștinilor din toate generațiile. Nici n-a trebuit să aibă omul multă imaginație atunci când, după ce citea ceea ce cuvântul Scripturii relatează prin evangeliști, ce s-a întâmplat în această săptămână atât de importantă din viața Domnului Iisus Hristos, dar și din viața copiilor lui Dumnezeu. Îmi imaginez mulțimile care aglomerau Ierusalimul în duminica în care Domnul a intrat triumfal acolo. Istoria spune că în perioada aceasta sărbătorilor peste două milioane de oameni erau adunați în Ierusalim, deși Ierusalim în perioada aceea era sub un milion de oameni. Imaginați-vă ce forfotă, ce era acolo. Domnul Iisus intra în Ierusalim cu ucenicii. Și lumea îl adora, îl ovaționa. Este o, o fotografie atât de frumoasă pe care ne-o putem imagina așa de ușor din ceea ce relatează Scriptura. Cei ce ați avut ocazia și harul să mergeți în Israel să vedeți pe viu această imagine a locurilor în care s-au întâmplat aceste lucruri în viața Domnului Isus Hristos. Pentru aceea este mai clară fotografia aceasta a zilei în care Domnul Iisus intră în Ierusalim. Apoi Domnul Iisus, după ce intră în Ierusalim, intră, se apropie de templu, de împrejurile templului și evangeliștii relatează că Domnul Iisus a făcut curățenie acolo, a fost îndurerat, a fost întristat de ce a văzut acolo, înainte însă chiar de a ajunge la templu, pe munte, când, când Domnul privea spre cetate, Domnul a plâns pentru cetatea aceasta și ne putem imagina o altă imagine fotografică a ceea ce s-a întâmplat în ziua în care Domnul Isus a intrat în Ierusalim. Dar Domnul Isus este întristat de scena pe care o găsește acolo și pleacă spre Betania. Nu-i departe Betania, poate la 10 km de Ierusalim. Se duce Domnul spre Betania și revine. Și săptămâna aceasta condensată de evenimente este poate perioada sau săptămâna în care cele mai multe pilde și învățăturile dă Domnul Iisus ucenicilor și celor ce îl înconjurau și mulțimilor. Și ajungem în această zi, de joi, în Joia Mare, cum o numim noi, în ziua în care evreii se pregăteau să sărbătorească Paștele după legea veche, sărbătoare pe care a instituit-o Dumnezeu pentru Israel prin Moise și le-a spus să fie o sărbătoare veșnică. Să nu uitați: sărbătoarea aceasta este în cinstea mea pentru că v-am scos în mod biruitor din Egipt și să nu uitați niciodată lucrarea aceasta și Dumnezeu îi obligă pe evrei să facă ceva ce nu și-au putut imagina până atunci, un legământ face Dumnezeu cu ei și jerfesc acest miel în, în noaptea în care erau îmbrăcați în cinci de plecare din Egipt, cu toiegele în mână erau chiar și se apropia miezul nopții când îngerul trimis de Dumnezeu din cerul trebuia să coboare peste Egipt și să ucidă pe primii, pe întâi născuți din țara Egiptului, pentru că Dumnezeu vroia să elibereze în mod miraculos poporul său. Și în, de la ieșirea lor din Egipt, poporul lui Dumnezeu serbează sărbe, această extraordinară Sărbătoare a lor și reamintesc și astăzi evrei și amintesc și cinstesc memoria înaintașilor lor și în mod special pe Dumnezeu lui Moise și pe Moise care a făcut această lucrare pentru poporul lui Dumnezeu și sărbătoresc în permanență în fiecare an această sărbătoare până în zilele noastre. Și este așa de ușor să ne imaginăm ce urmează se întâmplă acest act al cinei Domnului în seara în care Domnul Iisus se întâlnește cu ucenicii pentru ultima dată. Cred că n-au crezut, m-am tot gândit. Când Domnul le-a spus, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi, au fost ei conștienți de ceea ce Dumnezeu, prin Domnul Iisus de data aceasta, voia să le spună? Erau conștienți deja de trei ori înainte, găsim în Evanghelia lui Matei, că Domnul îi să le spusese, se va întâmpla lucrul acesta, voi fi dat în mâinile oamenilor și voi fi condamnat și omorât și voi fi uh, jerfit pentru păcatul lumii întregi. Dar în seara aceasta, Domnul le spune, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi. Și se derulează evenimentul acestei seri. Și domnul coboară din sala aceea frumoasă în care, așa cum descrie Evanghelia, domnul ia cina cu ucenicii. Lucrarea aceasta a cinei domnului a fost prinsă atât de frumos de Leonardo da Vinci, una din cele mai cunoscute capodopere ale umanității, cina cea de taină, o lucrare care Leonardo da Vinci a pictat o timp de patru ani de zile în Biserica Sfânta Maria din Milano. Este și astăzi acolo, pe pereții acestei biserici imense, un tablou de 4,60 m în înălțime, pe 8,80 m. Imaginați-vă că e mai mare decât scena aceasta pe care stăm noi aici. La dimensiuni cred că reale, îi pictează Leonardo da Vinci pe Domnul Isus și pe cei 12 care erau la masa aceasta festivă a Domnului Isus. Iubiți frați și surori, fotografiile acestea pe care Scriptura ne obligă să ne le imaginăm atunci când o citim, vorbesc așa de mult se spune că o fotografie, o pictură, o imagine care îți apare odată în ochi, vorbește mai mult decât o mie de cuvinte. Scriptura ne relatează evenimentele acestea, dar avem și astfel de imagini pe care oamenii le-au creat ca să. Imortalizeze pentru eternitate ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul nostru aici pe pământul acesta. Iubiți frați și surori, în seara aceasta noi suntem parte la acest sacru eveniment, cel mai sacru eveniment al bisericii, participăm la masa Domnului. Știți frații mei, sunt oameni creștini care nu-și pot imagina să piardă și nu neapărat foarte practicanți, dar nu își pot imagina să piardă un eveniment ca acesta, al serii acesteia în care se serbează cina Domnului dinaintea Paștilor. Apoi sunt oameni care își spun ei creștini și care nu pot muri. Nu vor să plece din lumea aceasta, fac tot ce le stă în putință, să aducă prelați și preoți și păstori și uh, oameni pe care ei îi consideră al lui Dumnezeu să îi împărtășească. Așa de importantă lucrare este lucrarea aceasta. Și spun toate aceste lucruri pentru a ne reaminti încă o dată și a ne conștientiza încă o dată de importanța acestei mărețe lucrări pe care a instituit-o institu Domnul Iisus. Pentru că noi o practicăm lucrarea aceasta în fiecare lună. Și Domnul Iisus Hristos lasă cuvintele acestea magistrale să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, adică să nu mă uitați. Cuvintele acestea sunt ale Domnului Iisus, le rea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11 și le transmite prin biserică generațiilor care au urmat până la noi, iubiți frați și surori. Și în seara aceasta suntem parte la acest mare eveniment pe care Domnul Iisus Hristos cu ucenicii l-au sărbat. Știți imaginea acestea pe care le avem în Scriptură? Despre oameni neprihăniți, dar mai ales despre Domnul și Mântuitorul întregii lumi, Fiul lui Dumnezeu, sunt imagini despre care cartea proverbelor spune în, în capitolul 10, versetul 7, așa de frumos. Pomenirea celor celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Noi ne aducem aminte cu bucurie de oameni credincioși. De oameni care au trăit cu frică și teamă de Dumnezeu, de eroii scripturii, cu care ne întâlnim aproape în fiecare zi atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu și spune Cuvântul lui Dumnezeu: Pomenirea Celui Neprihănit este binecuvântată. Păi dacă pe planeta aceasta a trăit vreodată un neprihănit, cu adevărat acesta a fost Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie Numele Lui. El merită pomenit de aceea și Domnul Iisus Hristos spune, faceți lucrul acesta ori de câte ori serbăm acest act. Adică ce facem? Pomenim pe Domnul Iisus Hristos cel neprihrănit. Oamenilor nu le place să-și aducă aminte de lucrurile rele, de lucrurile urâte, de lucrurile murdare, de lucrurile de accidente, de nenorociri. Încearcă să le uite ce nenorocire mai mare a fost vreodată pe planeta aceasta decât Fiul lui Dumnezeu venit din cer să fie omorât de oamenii pe care El voia să-i salveze și să-i mântuiască. Și vedeți, de aceea Domnul Iisus știind că oamenii își vor da seama la un moment dat în istorie. Astăzi lumea recunoaște că a fost o, o, grozavă eroare judiciară în ceea ce Pilat a făcut, în ceea ce Irod a constatat cu Domnul Isus Hristos și ce au făcut cei din vremea Domnului Isus Hristos. Și Domnul Isus știa că oamenii vor încerca să nu-și mai aducă aminte, să uite dacă am putea să uităm lucrurile acestea urâte din viața noastră, așa de bine ar fi. Însă Dumnezeu a lăsat în, în ființa umană ca să-și mai amintească din când în când și de lucrurile acestea grele, rele, de accidente, de nenorociri, de ceea ce s-a întâmplat cu Domnul și Mântuitorul nostru. Dar pentru copilul lui Dumnezeu, pentru ce nici Domnul a spus, să faceți lucru acesta spre pomenirea mea. Le-a dat uh, ordin, dacă pot spune așa. Apostolul Pavel scrie atât de frumos lui Timotei, ca să nu cumva să Timotei să neglijeze. În, capitolul, în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 8, 2 Timotei 2, versetul 8, spune așa de frumos Apostolul Pavel. Aduți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din mor după Evanghelia mea. Timotei, să nu uiți cumva, să nu uiți de Domnul Iisus Hristos mort și înviat pentru mântuirea și salvarea întregii lumi. Și face lucrul acesta Apostolul Pavel spunându lui Timotei să țină cont de lucrul acesta, să nu neglijeze lucrul acesta. Crucificarea Domnului Iisus a fost cel mai greu moment, cel mai urât moment pe care l-a trăit planeta aceasta vreodată. Ar vrea oamenii și s-au încercat să se facă reconstituirea acestor evenimente, rejudecarea acestui proces și azi toți cei ce au încercat să facă lucrul acesta și au făcut, au constatat cu brio că Domnul Iisus Hristos n-a avut nicio vină și că eroarea mare a umanității a fost că a fost condamnat Domnul Iisus, a fost crucificat și a fost omorât. De aceea Domnul Isus Hristos spune, ori de câte ori, de fapt Apostolul Pavel spune cuvintele acestea, ori de câte ori faceți lucru acesta, vestiți moartea Domnului Isus Hristos până va veni El. Iar Domnul Isus spune, să faceți lucru acesta spre pomenirea mea. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 26, spune exact lucrul acesta. A, a 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Asta facem noi și astăzi, vestim moartea Domnului. Dar de ce a murit Domnul? Pentru ce am murit Domnul? Pentru noi, iubiți frați și surori, pentru lumea întreagă. Pentru lumea întreagă, dar este valabilă această jertfă numai pentru cei ce uh, recunosc, pentru cei ce apreciază ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi. Avem obligația să primim să privim mereu la acest album pentru că aș putea spune săptămâna aceasta dintre intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim și și învierea Domnului Isus Hristos, este o săptămână ca un album care poți să-l deschizi și privind la scenele prin care trece Domnul Isus Hristos, putem atât de ușor să înțelegem cât de mare a fost iubirea Lui Dumnezeu pentru lumea întreagă și putem atât de ușor să ne împrospătăm memoria noastră deschizând prin paginile Scripturii acest album care prezintă scenele acestea atât de dramatice din această săptămână, din viața Domnului Iisus Hristos. Oamenii au încercat să facă tot felul de lucruri ca să, ca să aprecieze și este așa de bine, așa cum aminteam despre acel tablou, Magnific al lui, lui Leonardo da Vinci. Dar am citit că în Londra, în anii 60, era un proprietar de restaurant pe care îl chema Emil Mettler. Acest om, ca să nu uite niciodată, să-și amintească mereu de ce a făcut Domnul Iisus pentru el în primul rând, dar pentru lumea întreagă, în registru de casă în care el încasa și uh, dădea rest la cei ce serveau masa la restaurantul lui, spune că a pus un cui mare, un cui mare și de câte ori deschidea registrul acesta, vedea acel cui și spunea că aceasta îi amintea de suferințele Domnului Iisus de jerfa Domnului Sus, El n-a vrut să uite de lucru acesta niciodată. Și a făcut lucrul acesta, așa cum odată spunea cineva, că o mamă, ca să fie convinsă că copilul ei nu se va abate niciodată la, de la cuvântul Domnului atunci când se uh, pava strada, când se turna betonul pe strada care mergea de la casa ei spre biserică, a pus pe un copilaj să meargă de sculți pe uh, Cimentul turnat proaspăt ca uh, um, uh, amprentele copilului să rămână acolo, uh, și copilul când va fi mare să spună, uite, astea sunt ale tale. De atunci am început să te duc pe calea aceasta și să mergi pe calea care trebuie să urmeze toți oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Frații mei, dar ce este cina Domnului? De ce celebrăm cina Domnului? Ce înseamnă Cina Domnului? Câteva întrebări la care aș vrea prin cuvântul Domnului să răspundem. Ce este Cina Domnului? În primul rând, o poruncă, un mandat de la Domnul Isus. Nu spune uh, apostolul Pavel în 1 Corinteni 11 uh, versetele 23 de la 24 că ceea ce fac eu acum, ceea ce facem noi la cină, este o poruncă pe care a primit-o direct de la Domnul. 1 Corinteni 11, 23 și 24. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat să facem lucrul acesta. Deci este o poruncă. Nu a făcut-o, nu a inventat-o Apostolul Pavel, nu a inventat-o ucenicii. Domnul Isus a făcut această lucrare și a spus ucenicilor mergeți cu ea până la capăt. Toate generațiile care vor veni de acum înainte și care vor crede în numele meu, va trebui să facă această lucrare ca să nu uităm niciodată cât de mare a fost sacrificiul pe care Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl din Cerul, l-a făcut pentru lumea întreagă. Apoi, gina Domnului este, pe lângă acest mandat, această poruncă de la Domnul, este emblema salvării noastre. Dacă vreți, este badge acela, dacă vreți, este insigna salvării noastre. Vedeți, pe, pe stema Australiei sunt cei doi canguri care poartă un vas cu o, o, o plachetă cu... Simbolurile celor șase state ale, ale Australiei. Statul nostru are o insignă, o, o, un badge din acesta, pe care este un cangur și un uh, uh, imiu, și uh, în el uh, acel, acea lebă de neagră. Jerfa aceasta a Domnului Iisus Hristos sau uh, actul acesta al cinei Domnului pe care noi îl servăm, frații mei, este, dacă vreți, insigna copiilor lui Dumnezeu. Pâinea, care reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos și uh, rodul viței, care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, sunt emblemate pe această uh, efigie, dacă vreți, pe această insignă a, a salvării noastre, pe această uh, emblemă a salvării noastre. Și de aceea, noi nu va trebui să uităm niciodată. Dacă cineva ne întreabă care este cel mai important... Uh, lucru care se trece prin minte acum este faptul că pe inima noastră a fost emblemată acest, aceste lucrări pe care Domnul Iisus le-a spus să le facem noi. Trupul Domnului Iisus a fost dat pentru noi și sângele Lui a fost vărsat pentru uh, salvarea noastră. Apoi, la o altă însemnătate a cinei Domnului este faptul că s-a instituit legământul nou. Legământul vechi, am vorbit puțin mai înainte despre el, pe vremea când Domnul Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, l-a făcut acolo, legământul cel vechi și încă evrei păstrează acest legământ vechi. Dar Domnul Iisus Hristos spune că lucrarea pe care El o face și o facem noi la cina Domnului este legământul cel nou făcut în sângele pe care Domnul l-a vărsat pentru fiecare dintre noi. Este al treilea lucru care poate să semnifice ce este cina Domnului. Așa cum a fost legământul cel vechi, Domnul Iisus Hristos a instituit acest legământ nou prin actul cinei Domnului. De ce celebrăm noi cina Domnului? Celebrând suferințele Domnului Iisus, ne amintim despre El? Arătăm de fapt că avem părtășie cu El și unii cu alții demonstrăm lucrul acesta, frații mei de aceea facem cina Domnului vrem să, să spună, să vadă și îngeri din cerul că noi pe pământ avem această părtășie cu Domnul Iisus Hristos încă de pe pământ va veni vremea când răpiți de Domnul în slabă și vom ajunge la El în împărăția Lui vom mai serba dată, așa cum spunea și fratele Dumitru dar până atunci trebuie cerul întreg și lumea întreagă să știe că noi de aici, de pe pământ, avem părtășie cu Domnul și Mântuitorul nostru. Apoi, de ce mai celebrăm cina Domnului? Ne renoim legământul pe care l-am făcut. -o. Noi o uităm ce am promis Domnului. Doamne, până la moarte! Și câteodată uităm și zicem, asta, săptămâna asta, luna asta, nu mă pot împărtăși că am uitat pentru câteva clipe de Domnul și uh, diavolul mă înșelat și nu pot să stau la masă cu frații mei și cu Domnul. Frații mei, ne reînnoim legământul cu Domnul când facem lucrarea aceasta. Avem un nou commitment, avem un nou, o nouă asigurare pe care vrem să o demonstrăm lui Domnul Iisus Hristos, că ne pare rău că se întâmplă uneori că nu putem, dar vrem să ne reînnoim legământul cu El și angajamentul că îl vom sluji și vom... Cu el toată viața. Apoi, amintirea aceasta este considerată o binecuvântare. Ați zis amintirea uh, celor neprihănit. Să vadă îngeri din cerul, că niște neprihăniți de pe pământ fac lucrarea aceasta. Și amintirea aceasta a celor neprihăniți este o amintire. Veșnică. Ce înseamnă cina Domnului? Deci am spus ce este cina Domnului, de ce celebrăm cina Domnului, ce înseamnă cina Domnului, ce ne învață ea. În primul rând, este o pomenire a Domnului Iisus, o amintire despre El. Când sărbăm cina Domnului, nu se face o oferire, o. O nouă gerfă, Domnul nu mai moară niciodată pentru noi. Noi nu se mai întâmplă acel sacrificiu. Cina Domnului este o amintire, o pomenire a ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Acest lucru ne, ne reamintește în întreaga noastră viață de existența pământeană a Domnului Isus. Ce a făcut Domnul Isus pentru noi? În primul rând, a lăsat cerul, Filipeni 2, versetele 5 și 6. Domnul a lăsat cerul pentru noi ca să ne mântuiască. aveți în voi gândul acesta care era în Hristos, șase. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru să fie deopotrivă cu Dumnezeu. A coborât în lumea noastră Domnul Iisus Hristos, a, a lăsat cerul pentru noi, s-a făcut sărac, 2 Corinteni 8 cu nouă. S-a făcut sărac Domnul Iisus. El măcar că era bogat s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. 1 Petru 2 cu 24. Domnul Iisus a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn. Așa spune apostolul Petru în versetul 24 din 1 Petru, capitolul 2. A purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi fiind morți față de păcat și fratele Dumitru amintea lucrul acesta să trăim pentru neprihănire prin rănile lui am fost vindecați. Apoi, a răbdat calvarul pentru noi. Isaia, capitolul 53, așa de cunoscutele versete unde spune că Domnul Iisus a răbdat pentru noi, versetele 4 la 6. Domnul Iisus pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre, El suferințele noastre le-a purtat și durerele noastre le-a luat asupra Lui. Pe diapsa care nouă trebuia să ne revină, a căzut asupra Lui și prin rănile lui noi am fost vindecați. Apoi el și-a si vărsat sângele și si și-a dat viața pentru noi. Apocalips 1 cu 5, Apocalips 5 cu 9, 1 Petru 1, 18, 19, nu mai citim că timpul zboară așa. A biruit moartea, spune, pentru noi. Matei 28, 1 la Matei 28, 1 la 6, Domnul Iisus a a vărsat sângele lui pentru noi. Apoi s-a urcat din nou la cerul când a înviat să mijlocească la Tatăl pentru noi. Ce înseamnă cina Domnului? În primul rând, o pomenire, o amintire a tot ce a făcut Domnul pentru fiecare dintre noi. În al doilea rând, este un moment de contemplare. Ce înseamnă să contemplăm, să stăm Meditând adânc la ce a făcut Domnul. Nu numai să citim fugitiv, să auzim, da, s-a mai spus chestia asta, știm deja, să contemplăm ce a făcut Domnul Isus, înseamnă să medităm în adâncul ființei noastre, să cugetăm adânc, să... Uh, Apreciem că nu pentru lumea întreagă, pentru mine în primul rând a făcut domnul lucru acesta. Știți ce spune apostolul Pavel vis-a-vis -vis de această contemplare pe care o face lui, o fac copiii lui Dumnezeu? Spune în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15, în felul următor. Să vedeți ce frumos. O, Adevărat! Și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos, Iisus, a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcători dintre care cel din tâi sunt eu. Adică ai un moment în care după ce ai citit pasaj, zici, oh, adevărat, nu pentru cei de afară, pentru mine, eu, cel mai mare păcătos, a trebuit Domnul și Mântuitorul din cer să moară. Asta înseamnă contemplare. Asta trebuie să facem noi astăzi, când stăm înaintea acestei mărețe lucrări a Domnului și Mântuitorul nostru, trebuie să facem lucrul acesta. Doamne, pentru mine e adevărat asta. Vedeți, Apostolul Pavel așa ceva face contemplează lucrul acesta. Apoi, ce mai înseamnă cina Domnului este un moment de identificare. Noi ne identificăm în acest moment cu suferințele Domnului Isus Hristos. Noi, pentru noi, recunoaștem că pentru noi, în Roman, capitolul 10, versetul 9, 9 la 11, cuvântul Domnului spune, dacă mărturisim, adică noi ne identificăm și mărturisim. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă îl crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Asta facem, ne identificăm cu moartea și viața, căci prin credința din inimă. Adică avem această convingere în adânc cu ființei noastre, se capătă neprimirea și prin mărturisirea cu gura, spunând, proclamând acest lucru, că mă identific cu Domnul, pentru mine a făcut lucrul acesta Domnul Iisus Hristos, aceasta este identificarea noastră cu El. Apoi, în al patrulea rând, este un moment de declarație pe care o facem și mărturisire al Domnului Iisus Hristos. Vedeți, în biserică uneori sunt oaspeți, în biserică uneori sunt copiii ai noștri care se uită și privesc la acest act măreț pe care noi îl facem la Uh, uh, sfatul, la uh, lucrarea pe care Domnul Iisus a poruncit să o facem și se uită la noi. Și pentru ei este o mărturisire. Se uită, de ce faceți lucrul acesta? Păi facem ca așa a spus Domnul Iisus Hristos, de câte ori facem lucrul acesta, pomenim lucrarea care a făcut-o pentru noi, jerfirea Lui pentru noi. De aceea este așa de important momentul acesta. Și uneori, uh, noi, uh, generațiile actuale, la cina Domnului, zic, nu e așa de important să fie copii, dar este foarte important. Noi am crescut în biserică cu astfel de lucrări și am înțeles de mici importanța acestei lucrări și aceasta trebuie proclamată în fața copiilor noștri și declarată și mărturisită lor să înțeleagă de ce este așa de importantă această lucrare. Apoi, în al cincea rând, este un mesaj al așteptării. Cina Domnului este mesajul așteptării reîntoarcerii Domnului Iisus. Noi credem cu tărie. A spus Domnul Iisus e, și cu privire la... la e, uitați ce spune când ia pâinea. Apoi a luat pâine, versetul 19 din pasajul citit astăzi, din capitolul 22, Luca. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit Dumnezeu, și a frânt și l-a dat-o zicând Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucru acesta." trupul meu, adică ei, până când și când trebuie făcut. Versetul 18, pentru că vă spun că nu voi mai bea din, din, rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Versetul 16, vă spun că de acum încolo nu le vom mai mânca pâinea aceasta nu vom mai până în Împărăția Lui Dumnezeu. Noi proclamăm cu tărie și credem, nu numai vorbim despre asta, credem din toată inima, așa cum se spunea, că vom serba acest act în ceruri, în, pre, în prezența Domnului Iisus Hristos, cu toate generațiile de copii ale Lui Dumnezeu care a trăit pe planeta aceasta. Și în final, cina Domnului este un moment de autoverificare și de examinare. Ce să ne verificăm? Ce să ne verificăm? Suntem salvați? Să ne întrebăm. Pentru că cuvântul Domnului spune prin Domnul Iisus în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 6, nu? Dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, n-aveți viață în voie înșine. Cine nu bea sângele Domnului Iisus Hristos, cine nu mănâncă trupul lui, n-are viață în el însuși. Este lucrarea pe care trebuie să, să o avem în vedere întotdeauna. Suntem noi salvați este plăcută Domnului viața fiecăruia dintre noi. Suntem noi oamenii pe care, care reprezentăm cu cinste pe Domnul și Mântuitorul nostru. Aș vrea, în momentele în care urmează să stăm uh, înaintea Domnului, făcând această lucrare în această zi festivă din săptămâna în care noi. Uh, Vorbim despre suferințele Domnului Iisus Hristos, despre moartea Lui, apoi despre învierea Domnului. Să ne cercetăm adânc inimile și să spunem cu declarăm cu tărie, să recunoaștem, să mărturisim cu tărie Doamne, pentru mine a trebuit să, să vii pe pământ, să mori. Dacă pentru nimeni ar fi trebuit să, mi îmi place de multuri să spun lucrul acesta, dacă pentru nimeni ar fi trebuit să vină Domnul să moară în lumea aceasta, cu siguranță pentru mine ar fi trebuit să vină, pentru că altfel n-aș fi fost salvat. Și Domnul să ne ajute să ne cercetăm fiecare dintre noi și atunci când ne vom apropia de trupul și sângele Domnului, să vedem în această lucrare ceea ce Domnul a vrut să ne învețe, ca noi să nu uităm, să nu neglijăm acest act, până când El îl va serba din nou cu biserica Lui care va fi în slavă. Amin.